Am uitat în spate și am văzut ceva care merită filmat. Și cum mașina mea e de teren și e făcută pentru drumuri din astea, așa cred eu. Vreau să mă prostez de unul singur să mă gândesc că mașina mea e mai tare decât de fapt e în realitate. Și am zis hai să-mi iau înapoi când am venit să vă arăt câteva imagini cu oceanul liniștit și calm. Și soare după zile și zile de ploaie. Cineva aleargă drumul ăsta de 4 km. E un drum plăcut să alergi, numai că nu vezi nu vezi prea mulți oameni în România care să facă chestia asta. Și vezi că mai zice și mulțumesc. Nu știu dacă ai observat că ne-a făcut semn cu mâna că mulțumește că i-am făcut loc. Că nu cred că sunt numai eu. Sunt puțin care fac asta, dar mai sunt și alții care sunt politicoși, mai ales dacă ești în mașină și ai posibilitatea să-i dai mai mult loc celor care sunt plutoni și nu te bagi ca țăranul, să arăți că tu ai prioritate sau că drumul e tău. Dacă poți să ajungi, de ce nu? Că faci și ție bine și celui pe care îl ocolești. Ăsta este râul Squamish. Un râu de dimensiunea Mureșului, aș zice eu. Someșul este de vreo 3 ori mai mic, în zona unde m-am născut. Și aș zice din poze că e de dimensiunea Mureșului. E cam un sfert. Din lățimea Dunării, ai cred eu. Vezi că sunt oameni care folosesc și bicicleta iarna pe aici. Vara sunt mai mulți care se bucură de zile ca asta. Oh, sunt două femei în vârstă, deci amândouă, una are vreo 80 și ceva de ani. Cealaltă probabil 70 și ceva de ani și amândouă, una părea că ar fi fost canadiancă și alaltă ar fi fost nativă, deci aboriginală, deci după față, dar e posibil că amândouă să fi fost aboriginale. Și bine că m-am întors să înregistrez, să vedeți ce fac oamenii sâmbătă și duminica. Câțiva de mamă. Asta este o tânără care, da, este aboriginală, plimbă câinele, alți oameni pur și simplu vin din la plimbare cu mașina, cum sunt eu, mai lene și ăștia noi, deci părea că și el este nativ, deci aboriginal. Doi bătrâni cu mașina, alți doi. Da, oamenii au multe alegeri zilele astea. Unii aleg să stea la televizor, alții aleg să plimbe câinele, alții merg cu haiac. Acolo, în stânga se vede o cascadă deasupra vaporului care se vede la distanță, nu știu dacă se vede. Să opresc mașina la un moment dat, poate vizibil vaporul respectiv. Deci este o cascadă care este una din marile cascade din zonă. Nu cred că în România sunt asemenea cascade ca înălțime și ca flux de apă. Și aici este estuarul râului.
și încă este mare joasă, low tide. Câteva păsări, ceața este încă foarte joasă, e norul foarte jos, deci noi o considerăm ceață, dar de fapt ăla este nor. Este cam la 200 de metri față de nivelul oceanului. Și ăsta este estuarul, un fel de delta, dar este un estuar. Mii de păsări își găsesc traiul, găsesc locul în zona asta. Multe foci, somonul urcă pe râu. Acolo erau două foci mai devreme care probabil se joacă la ora asta. Dar oceanul este foarte, foarte liniștit acum. De multe ori sunt valuri, nu prea mari. Și scopul înregistrării este să vă arăt împrejurimile. Deci nu este nimica special. Nu o să descoperi nimica interesant care să te facă să crezi că îți arăt imagini spectaculoase. Văd o barcă cu pânze, la distanță nu este o barcă mare. Probabil că marinarul respectiv a crezut că o să fie vânt pe apă astăzi. În general, în zona asta este vânt cam la 30-40 de km la oră. Și aici este locul de revărsare a râului Squamish în ocean. Zona asta este o zonă a oceanului protejată de munți, de-aia este foarte calm oceanul în general, decât dacă este vânt sau furtuni pe ocean în timpul iernii. Zilele trecute, acum vreo două săptămâni, era o furtună în zona asta și de obicei apa trece peste digul ăsta. Acum sunt pe un dig. În zona asta, digul pe care conduc acum intră în ocean. Sau este construit până la 4 km în ocean. Deci este un dig artificial. Și în zona asta vara, pentru că este vânt foarte puternic, vântul, aerul vine dinspre ocean și ajunge sus în munți. Deci acolo este un munte la 2000 și ceva de metri, ăsta este un munte la doar 700 de metri. E de fapt un munte format dintr-o stâncă vulcanică. Și este ca un fel de pâlnie în care vântul vine dinspre ocean, deci partea largă a pâlniei, oceanul. Și se îngustează, intră în văile astea și crește în intensitate datorită faptului că aceeași masă de aer intră într-o zonă îngustă și presiunea crește. Și în zona asta, pentru că este vânt puternic, oamenii fac sporturi pe apă, kitesurfing, windsurfing, deci se numesc sporturi cu parapanta pe apă. Nu am definiția în limba română, dar e o zonă în care multe, multe zile din timpul verii tineri de vârsta mea, adică la 50 ceva de ani, de la 20 la 50 de ani și mai mult, vin și explorează sportul ăsta. E foarte interesant, cel puțin pentru mine este plăcut să vezi oameni care zboară cu parapanta în aer 20-30 de metri deasupra apei, după aia vin, aterizează pe apă, sar din nou, împinși de vânt. E ceva foarte interesant. Acolo în depărtare este o cascadă de care vorbeam mai devreme. Shannon Falls, cascada Shannon. Shannon este un nume
de femeie. Și de aici nu pare o cascadă foarte mare. Dar o să înregistrez alt video când o să ajung în zonă, probabil că în jumătate de oră. Trebuie să ocolesc tot estuarul ăsta cu mașina și să ajung pe autostradă care trece chiar pe lângă cascadă, pe la baza cascadei. Și acolo, undeva în dreapta, au construit o linie de teleferic. Este o telecabină sau un grup de telegondole care acum văd că funcționează și cu înregistrarea care o fac acum nu o să observați detaliul ăsta pentru că am înregistrat la rezoluție mică. De fapt, nu. Deci nu funcționează. Telecabinele nu funcționează. Ce se întâmplă vara trecută, deci acum câteva luni, cineva a tăiat cablul de la telecondolă. Deci a fost o investigație. Nu știu rezultatul investigației, deci sunt doar presupuneri și pentru reparații, deci câteva luni a fost oprită toată operațiunea de la telecondolă și am impresia că au deconectat toate cabinele, deci le-au luat jos de pe cablu pentru că a fost necesar să înlocuiască pe tot cablul. Și nu știu starea, dar nu văd nicio cabină. Am avut senzația că văd cabine mișcând, dar nu sunt nimic. În spatele norului este un munte înalt de 2000, aproape 3000 de metri, Garibaldi. Acum este învăluit în nori. Și toată zona asta este o zonă vulcanică, vulcan stins, bineînțeles, de sute de mii de ani. Dar în spate, în spatele munților, există un vulcan care este stins, dar nu este stins complet, doarme. E la somn. E un vulcan care are magma aproape de suprafață. În zonă sunt ape termale și am fost în trecut la izvoarele termale care sunt cele mai mari din zonă. Au fost amenajate, dar acum strada, drumul este dezactivat pentru că sunt prea multe alunecări de teren în zonă din cauza vulcanului. Deci vulcanul este doar la somn, zic așa. Dar totuși există magmă care îl face să... Deci mișcările de magmă îl face ca din când în când să fie mici cutremure, să fie emanări de gaz. Ultima dată când am fost în zonă, acum 2 luni, toată zona mirosea a chibrit. Ca atunci când a prins un chibrit și îți miroase a fosfor, dar de fapt este hidrogen sulfurat. E un miros amestecat cu cel de miros de ouă clocite, dar mai mult de miros de fosfor. Toată zona, toată zona asta, vreo 20 de kilometri, aproape 30 de kilometri, mirosea toată zona a gaz de hidrogen sulfurat și mi-era un pic frică că m-am gândit că dacă merg mai aproape de muntele vulcan, de zona vulcanică, s-ar putea să nu îmi dau seama de gazele care ar putea fi toxice, dar pe care nu pot să le simt. Dar până la urmă am ajuns la baza muntelui, am făcut poze și mai târziu am aflat că s-au descoperit găuri în ghețarul de la vârful unuia dintre munții vulcanici. Și din găurile respective, care au diametru de 20-30 de metri, găuri în ghețar, ies aburi, ies vapori și de asemenea gaz toxic. Și am vorbit cu conducătorul unei echipe de vulcanologi
am vorbit, i-am scris e-mail-uri și mi-a răspuns că a avut o echipă de cercetători acolo la vârful vulcanului în Ghețar, într-o peșteră făcută din în interiorul Ghețarului, o peșteră care s-a format în urma vaporilor calzi sau fierbinți care ies din, din craterul, care apare ca fi stins, dar de fapt nu este stins. Deci ei nu au putut să vadă lavă, dar au trimis experți în peșteri și experți în vulcanologie cu aparate de măsurare a gazelor și n-au putut să intre prea în adâncime pentru că la vremea aceea Ghețarul avea altă dimensiune și era prea periculos pentru echipa de speologi și de vulcanologi ca să exploreze toată peștera respectivă. Și am văzut o filmare care mi-a trimis o respectivă individ. Astea erau la pescuit. Deci fiind estuarul râului, sunt mii de păsări, deci acum sunt la distanță, dar mai încolo sunt multe, multe păsări care își petrec toată ziua pe apă. Și mi-a trimis o înregistrare, un video făcut cu o dronă. Și am văzut, am fost foarte impresionat, am văzut ca un fel de peșteră în Ghețar, ca un fel de gaură mare în Ghețar din care ieșea abur. Și echipa de cercetători care încercau să intre. N-am reușit să văd dacă aveau măști de gaze pe față, dar mi-a scris că ar trebui să folosească echipament de oxigen. Oricum, asta am vrut să fie o înregistrare mai puțin lungă, ca înregistrările pe care în general le fac, pentru că am tendința să vorbesc ca femeile în vârstă și probabil că am multă informație pe care vreau să împart cu alții. Pentru unii apare că e informație inutilă, alții văd lumea altfel. Aici este un număr de, sunt un număr de poteci care merg în zona aceea unde se pot observa gâște canadiene. Și acum văd de la distanța asta, văd un grup de gâște sălbatice care își petrec chiar în aici, pentru că asta este specia de gâște care nu migrează. Sunt alte gâște din aceeași familie care migrează spre Mexic, dar alte specii similare rămân aici pe teritoriu, pentru că există resurse, iarbă care o mai găsesc prin parcuri, mai ales în parcurile din oraș, unde este un pic mai cald. Și dacă vezi aici unde este noroi, pentru că acum este apă joasă, deci low tide, deci marea este joasă, nu este apă decât în canalele astea care sunt mai adânci, dar altfel când este apa, deci high tide, când marea este mai sus, toată zona asta este inundată. Am fost în zona asta, în parcul ăsta, zeci de ori, și când era marea joasă și când era marea... Nu am termenul în limba română, cum se spune la low tide și high tide, deci când marea este, când oceanul este sus sau când oceanul scade. Dar cred că înțelegi care e ideea. Deci zona asta toată inundată când vine apa. Deci se vede că iarba este iarba din asta care rezistă la apă sărată, iarba care în general este sub apă. Și numai anumite zone rămân în afară. Deci zonele care vezi, vezi brazii aceia, da, alea sunt zone în care niciodată nu au, decât dacă sunt inundații mari în toată zona. Sunt anumite perioade ale anului în care râul este la nivele mai mari decât în mod normal. Și dacă se întâmplă ca la aceleași ore să fie și marea înaltă, atunci toată zona este inundată.
câteodată în zonă, în timpul furtunilor de iarnă, apa... Trebuie să vă las. Ia, trebuie să vă las că acum am început să conduc înapoi, trebuie să ajung și la cascada de care vorbeam mai devreme și sper să înregistrez și acolo. Ia, poate mai încolo. Deci se poate conduce și la viteză de asemenea drum, chiar dacă nu e viteză de loc. De fapt, dacă conduc la viteză mai mare, cauza că am șocuri absorbate la mașină, se fac ca să nu fie chiar așa de... Da, de politețe când trec pe lângă cineva. Când trec pe lângă cineva, mă dau la o parte. Și când am aici, ales vara, când este foarte praf. Foarte mult trafic ăla. De altfel, dacă vreau să evit scurtăturile astea, merg puțin mai repede. De pe ăla în stânga este râul Squamish și văd vultur. Este un vultur capul alb, deci așa se vulturi de aici. Au penaj negru, capul și picioarele sunt albe și am să opresc viteza. Nu văd dacă pot să... Camera nu înregistrează foarte bine, dar în zona aceea este un vultur. Acela e vulturul. La pescuit. Ok, vă las acum că am de mers. La revedere, bye bye.